De aici vreau să ajung la un subiect, că acum lărgesc un pic cadrul, că astăzi, bă, primesc tot, când mai postez eu așa, prostii de-astea, dă postez eu pe Facebook, că ce dracu postez eu? Numai prostii, așa, tâmpeni. Și mai postez eu așa, și mai apucă pe mine să mă uit în comentarii, că sunt zici că sunt psihopat, mă uit pe comentarii, așa. Frățioare, non-stop îmi mai dă unul câte un post de ăsta, de mai scrie doamna Budeanu ceva pe Instagram, pe Facebook, îmi mai dă unul mai în comentarii, știi? Unul, una, nu, alt, nu același om. Adică, cred că nu e același. Adică, mai, bă, nu știu, scriu despre, habar n-am. Nici nu știu despre ce dracu să zic, despre Afganistan. Dau asta, un șeruiesc ceva despre Afganistan și zic trei vorbe la treaba aia. În comentarii, bă, mi-arată cineva, îmi trimite cineva, îmi postează cineva ce a zis Dana Budeanu despre COVID. Bun. Și am zis, băi, stai puțin așa, că lumea cumva, mi-am dat seama că am, și după ce am postat astăzi despre doamna Budeanu, din comentariile respective, Dumnezeule, câtă pasiune în comentariile respective, am văzut că unii îmi reproșeau că m-aș fi luat de doamna Budeanu, ceea ce este fals. Sau că de fapt, că am atacat-o pe doamna Budeanu, ceea ce este fals. Așa? Dar zicea, bă, noi credeam că sunteți pe aceeași baricadă, sau e păcat să o ataci pe doamna Budeanu, că voi sunteți în aceeași luptă. Și bun, eu nu o atac pe doamna Dana Budeanu, nici pe Facebook, nici acum. Doamne ferește, n-am nimic cu doamna Dana Budeanu, nimic. Nici o străbatere. Numai că am văzut că există această percepție pe care totuși vreau să o distrug. Pe ea, pe percepție. Și am încercat astăzi pe postul, cu postul pe care l-am pus pe Facebook. Sigur nu sunt în aceeași barcă sau baricadă sau orice cu doamna Dana Budeanu. Sigur nu. Deci nu sunt, n-am fost niciodată, nu am fost în același areal de răspândire, nu am avut aceleași preocupări. Nu, deloc. Deloc, nicio legătură. Deloc. Deci n-am nici o legătură cu doamna Budeanu. Asta nu spun nici că e de bine, nici că e de rău. Vă spun doar că unii cred că suntem într-o, nu știu, vâslim împreună, într-o direct. Nu vâslim împreună, adică eu nu. Eu nu vâslesc, eu sunt pe persoană fizică. Și, deci, nu sunt, n-am o luptă comună cu doamna Budeanu. Când îl întreb eu, de exemplu, pe domnul Arafat diverse lucruri sau comentez sau zic că rare ori că nu mai, și tocmai vă spun, subiectul COVID, nu, eu personal l-am încheiat. Așa, mă, sigur nu sunt în aceeași barcă și anume cu doamna Budeanu, sigur. Așa, și nu, asta nu spun că ceva negativ la adresa doamnei Budeanu, spun doar că nu avem nicio legătură. N-am avut nicio legătură în sensul de areal de răspândire, de preocupări, de mize, de interese, de absolut nicio legătură, nici în prezent, și mi-e greu să cred că în viitor. Adică, na, nu știu ce e viitorul exact, sau, dar sigur în trecut, nu, sigur în prezent, nu. N-am aceeași agendă, n-am aceleași preocupări și de multe ori n-am aceleași puncte de vedere. Pe bază de COVID, sigur n-am aceleași puncte de vedere. Mai sunt și multe alte zone în care clar n-am aceleași puncte de vedere. Ba, chiar dramatic diferite. Cum ar fi, de exemplu, presa de scandal. Cum ar fi multe, nu știu. Elena Udrea. Dar nu mai stau acum, că se înțelege cu atac pe doamna Budeanu. Ceea ce nu intenționez, că sunt chill, cool. N-am, Doamne ferește, nicio fel de străbatere. Așa. Și ce am postat astăzi, de fapt? Că asta aici ajunge. De ce am postat astăzi a fost furtună la mine pe Facebook. Furtună, frățioare. Hai să dăm copiii, să ne concentrăm un pic la emisiune, vă rog. Bun. Deci, să vedem asta. Mircea Badea, chiar el. Eu sunt ăsta, pagina mea. Să dăm. Este în mijlocul platoașului. Așa. Să dăm pe post. Deci, doamna Budeanu a scris astăzi. A preluat un print, un ceva, o imagine de la Ministerul Sănătății. Vedeți că are sigla jos în dreapta, Ministerul Sănătății. E o seringă. Seringă, ok. Și în stânga jos scrie om cu om oprim pandemia, ok? Vaccinarea la domiciliu și în ambulatoriile de specialitate aprobate, ok? Și doamna Budeanu zice, s-a dat drumul la pix, deci calmă toată lumea, ok? Calm. Bun, am scris și eu
văzând acest anunț al doamnei Budeanu, pe care nu-l căutasem eu, dar mi-l dăduse cineva. Adică nu mai știu despre ce postasem. Despre ceva care nu avea niciun fel de legătură cu COVID-ul, nicio treabă, cu niciun vaccin. Aveam altă treabă. Și mi-a postat cineva, las-o pe ecran, și mi-a postat cineva în comentarii, mă rog, scriitura doamnei Budeanu. Ok. Și atunci zic, bă, hai să mă separ un pic, că lumea cumva, știi, crede că sunt, nu joc în aceeași, nu joc același joc, adică nu sunt în aceeași treabă. Zice, și am scris și eu așa un pic, zic, doamna Budeanu n-ar putea să-și urmeze propriile apeluri la calm. Pare foarte anxioasă. Eu nu văd pe nimeni, adică cel puțin în aerul meu de răspândire, nu văd lumea dezbecuiată, isterică și disperată. Da, apelurile la calm, în mod repetat, că, repet, mi-au fost semnalate și altele la mine pe Facebook, nu am înțeles, adică când spui non-stop calm, să fie lumea calmă, să, dar cine nu e calm? Adică, dar care-i treaba? Cine nu e, cine e isteric sau cine e îngrijorat la modul panicat? Dar cine e, știi, anxios? În sensul ăsta, e semn că, nu, cel puțin, nu știu, nu văd multă anxietate. Adică văd așa, bun. Ok, și am scris treaba asta și pentru că primind foarte multe pe ce postez eu, care nu are nicio legătură nici cu COVID, nici cu vaccin, nici cu nimic, tone de mesaje de la cetățeni care îmi semnalează ce scrie doamna Budeanu. Ok, ce a fost la mine pe Facebook? Jihad. Păi frate, jihad. Ce au intrat ăia, frate? Care, bun, toate oligofrenismele alea, cu oculta, cu, bun, cu conspirațiile alea de 2 lei 30. Bă, n-am cum să fiu atât de prost încât, știi? Și atunci am banat pe aia, că nu, am, cu ocazia asta am scăpat totuși. Am mai făcut curat de niște imbecili, că sunt sătul de imbecilitatea mea. De-aia nu mai suport pe altora, că mă cotropește a mea. Mi-e mai mult decât suficientă propria mea imbecilitate. Așa. Și tone de reproșuri din astea. Cum? Care, Dana, care spune adevărul? Bun, spune, eu nu am același adevăr ca al ei. Am alt adevăr. Whatever. Și niciun caz nu sunt într-una. Dânsa este în tabăra asta cu, clar, vaccinul e horror, e, nu e bun, nu știu, în sfârșit, ceva rău despre non-stop, non-stop, non-stop. Bun, eu nu zic nici bun, nici rău, nu am acest subiect din motivele pe care vi le-am enumerat. Deci nu sunt în aceeași întreprindere anti-vaccin, anti, nu sunt. În ace... Sunt într-o întreprindere pe persoană fizică. Asta vreau să zic ca să, și să spun clar treaba asta, ca să nu mai fiu cumva așa integrat unde nu am ce să caut. Asta ar fi, deci. Bun. Dar e bine, pentru că, mă rog, cu această ocazie am mai scăpat de niște... Și vă dau mesaje de muriți. Na, n-ai cum, mai tare de atât. E în regulă. Să trecem mai departe.